Am ajuns la, scrie Cristian Terheș, Terheș, europarlamentar România. Bănuiesc că aici domnia sa primește informări de la cetățeni și pe culoar în Parlamentul European, dragi prieteni, BZI Live, echipa BZI e aici să ajungem și la cabinetul, la biroul domnului europarlamentar Cristian Terheș. Dați să batem la ușă, că așa e civilizat. Iată. Bună ziua, bună ziua, domnule Cristian Terheș. Iată, în sfârșit am ajuns la dumneavoastră la birou. Dragi prieteni, e o zi normală, plină din viața unui europarlamentar, domnul Cristian Terheș. Ne-am permis să intrăm peste domnia sa. Vă salut, domnule Cristian Terheș, bine v-am regăsit, colegul meu. O să punem, ca să vedeți că am venit și cu echipament și la valiera, să-i așez la valiera, domnul Cristian Terheș, ca să ne auzim. Ne descurcăm. Ne descurcăm imediat, să fie totul natural. Cred că e chiar așa. Bun. Domnule Terheș, de aici, pentru că am venit la dumneavoastră, cum e? E marți, bănuiesc că abia început de program, dar va fi o zi plină. Da, e început de program, doar ce am venit azi noapte din Moldova, de la o misiune de observare a alegerilor locale de acolo. Acesta e biroul meu, să spun. Biroul unde... parlamentar, ce îi reprezintă pe români și mai important. Exact, de unde desfășură activitatea de la Bruxelles, un birou similar, să spun, similar în sensul că un omolog a acestui birou avem și la Strasburg, unde odată pe lună mergem să votăm. Asta e absurdul situației cu toate aceste instituții europene, unde 3 săptămâni ești la Bruxelles, iar o săptămână se mută totul de la Bruxelles la Strasburg. Foarte multe documente, acte, mă rog, ce mai avem pe aici, trebuie duse. Tocmai, mi-a spus dumneavoastră, transbordate, dar pentru că Cristian Terheș se adresează românilor. Vă vom ruga să ne faceți un mic tur, să le arătăm celor de acasă ce înseamnă viața cel mai important lucru, Parlament. Mă întreabă unde și cel mai important, care e cel mai important lucru pe care l-ai în birou? Asta. Drapelul României. Drapelul României, oficialii străini care vin la mine în birou și, mă rog, discutăm pe chestiuni importante pentru țară, să spun, pentru chiar și de interes european. Când facem poză, steagul României în spate, când lucrez de la birou, tot timpul mă uit spre, așa este. Spre steag. Mergem, numai un pic să-mi iau și eu telefonul. Vă rog. M-ați luat cumva pe nepregătite. Ei, da? Am încercat, ne scuzați, dar eram conștient că sunteți pregătit. Totul natural, dragi. Mergem. Sunt aici, bănuiesc, sunt alte... Aici sunt birourile asistenților mei. Așa. Două asistente și altui asistent care e străin, Herman Kelly, irlandez, și cam așa sunt formate sau structurate birurile tuturor europarlamentarilor. Ce vedem aici? Exact. Aici e cutia cu... Așa v-am găsit, mărturisesc, când am venit, am căutat aici și am găsit numele dumneavoastră. Deci aici ne vin, de exemplu, mă rog, văd că nu am nimic, dar de obicei vin scrisori de la cetățeni sau cutare pentru fiecare europarlamentar în funcție de camera. De numărul de cameră pe care îl are, copiator, mă rog. Tot ce trebuie, tot echipamentul. Tot ce ne trebuie. Dacă tot ați venit, prima oprire o să facem pe acoperișul acestei clădiri, ca să puteți vedea un tur de ansamblu, să vedem de oraș, și să spun. E un view foarte, foarte frumos, să spun, și puteți vedea câteva locuri cheie din oraș. Alți colegi participați. Ce se întâmplă efectiv? E o cameră de ședințe, să spun. De obicei e o cameră unde, cel puțin noi de la grupul ECR, a conservatorilor europeni, când vin grupuri de vizitatori din țările noastre, îi primim aici, mai discutăm și le arătăm de obicei acest view. Iată, de lume foarte important din orașul social. Bănuiesc că și acea clădirea pe care o avem aici face parte integrantă din Parlamentul European. Da, tot ceea ce vedeți e foarte bună întrebare. Acum văd că e pus ceva, că nu putem deschide. Nu putem, putem. Zice, numai trebuie să fii personal autorizat. Păi suntem autorizați. Mai ales că dumneavoastră reprezentați. Da, stai să pun un scaun să nu ne trezim că se închide ușa după noi. Alături de domnul Cristian Terheș, în Bruxelles, în Inima Avengii, exact. Și panoramă. Deci, toate clădirile pe care le vedeți în fața noastră, în momentul de față. Da. Tot ceea ce vedeți, ăsta e Parlamentul European și doar o parte din el. Ansamblul acesta e atât de mare, o să vă fac o tură să vedeți. Cât putem. Cât putem. Că uneori mai râdem între noi și spunem, poate cine ce spune, băi, cred că a murit cineva într-un birou pe aici pe undeva și încă nu l-a găsit.
Pentru că e imens. Gândiți-vă că în 2019, când am venit și eu, 75% dintre europarlamentari au noi. Și ați spus, spuneți, pentru public, câți pași trebuie să faceți dumneavoastră zilnic? Undeva la 14.000 de pași faci în clădirile, cel puțin. Minimum. Minimum. Că vorbim de pași, știi, unor mai glumim. Da. Bă, câți pași ai făcut, știi? Că vă dați seama, că veni vorba, mă uit, o să merg să semnez. Deci să vedeți de unde e biroul meu până... Da, exact. Ce se întâmplă? Unii mă întreabă, de ce semnați? Pentru că trebuie să semnezi condica. Ca să te vadă în persoană unul că ai venit și să semnezi, mă rog. Deci, clădirile pe care le vedeți fac parte din ansamblu Parlamentului European, clădirea de la Bruxelles, și ceea ce vedeți aici e plenara, plenul Parlamentului. Exact. O să vă duc aici să vedeți și plenul. Deci, de obicei, aici, în această sală, când ne vin oaspeți, cam aici ne întâlnim și... Are oaspeți din da, România. Am un grup de vizitatori și... Să încercăm să coborăm. Ce mai departe, dragi oameni, e vorba de transparență pe care vă rog să vedeți. Uitați, și în partea asta aici, vedeți, toate aceste clădiri, tot ceea ce vedeți. Iarăși, parte integrată. Exact. Și acum să ieșim și din lift, drumul nostru, parcursul nostru, unde am ajuns, domnule Terheș. Hello. Și am ajuns la etajul 2, în momentul de față intrăm spre, sau ne îndreptăm spre epicentrul, ca să-i spunem așa, clădirii Parlamentului European, etajul 3, locul de unde se conectează toate clădirile și poți să te duci în absolut orice colț. Am înțeles. De aici al Parlamentului European. Te ghidezi spre... Exact. Pentru un cetățean, domnule Cristian Terheș, și un cetățean al Europei, unui stat membru, cât de ușor, tocmai pentru a face și a apropia Parlamentul, știți, mai discutam de birocrații care, cetățeanul care își dorește, într-adevăr, să vină să-l cunoască, să cunoască acest for, să-l cunoască pe Cristian Terheș sau pe colegii domnii sale, cum poate proceda, efectiv? Îmi scrie o cerere, dacă este în Bruxelles, cu plăcere îi fac o... Nicio problemă. You can go. You may cross. Domnule, vă spuneam, de ce mă opresc aici? Vedeți acest cufăr magic. Așa. Când vă spuneam la mine în birou că actele și documentele și ce dosare mai lucrăm, se mută de la Bruxelles la Strasburg și se aduc, în genul ăsta de cutii se mută. Vedeți, fiecare are și aici numărul de cameră. Aici poți să-i pui sigil dacă vrei și în felul ăsta se mută. Uitați, aici este alta. Da. Dar procedural v-aș întreba. De ce încă această dublă așezare a Parlamentului European? Când s-au negociat, s-a negociat tratatul, așa a fost înțelegerea între țări am și înțeles. Franța. Dar mai ales pentru dumneavoastră, pentru colegi, este destul de dificil. Este dificil pentru toți, pentru că Strasburgul este un oraș mic. Comparativ aia cu... aeroport, dar nu prea ai curse. Norocul nostru al României este că taromul, când avem ședințe la Strasburg, face un ocol cursa de București-Bruxelles, care se oprește pe la Strasburg. Și e un avantaj. Și după aia, joia seara, când se termină, cursa care vine, merge și în partea aia, dar vreau... Exact. Deci cam aici intrăm, de fapt, în epicentru. Iată, cred că sunt și hărți, sunt și zone de... Exact. Și iată o curiozitate, că aș vrea să vă întreb. Ce sunt aceste cutiuțe, domnule Cristian Terheș? Aici o să vă arăt pe dreapta. Fiecare europarlamentar are un P.O. Box, cum ar veni, o căsuță poștală. Am înțeles, căsuța lui poștală. Da. Hi, how are you? Fine, good to see you. Yeah, maybe we have time to chat this week. Perfect. Thanks. Și să vedem unde e România, să ne arătați România. Cred aici. Că nu, mai în față. Da. Nu văd. Aici sunt... aici e România, tuturor, da? Tuturor europarlamentarilor români, vedeți pe fiecare țară și, mă rog, acolo chiar e Cristian Terheș. Uite, de exemplu, invitație la un eveniment, adrese. Și tot felul de campanii. Tot deci, felul uitați-vă, deci asta, deci, ca să înțelegeți, nebunie. Așa.
ce e în cutia? Deci ce e în cutia Pandorei? Exact. Okay. Dacă se spune ca să că vorbea, cum vorbea și domnul Cristoiu de breaking news. Deci da. Uitați-vă. Deci ce primim de acum live? Ați văzut, tot nu? E natural, okay. Am venit pentru prima dată aici. Și cât și la ăștia, acum am auzit și la și ceilalți colegi au exact la fel o chestie și l-au fi luat înainte. Uitați-vă. Poate, da. Deci este un grup de inițiativă care cere nici mai mult, nici mai puțin să se facă un comisar european pentru binele animalelor. Bunăstarea animalelor. Bunăstarea porcului. Da, bunăstarea porcului. Fair, da. Adică să nu fie tăiat, să nu fie... Oameni buni, semne buni. Deci în loc să se preocupe de oameni, așa se preocupă de porci. Deci ca să înțelegeți acum de ce, acest guvern neomarxist din România, PNL-PSD, vrea să oprească tăierea porcilor de Crăciun. Și e vânzarea cărnii de porc. Uitați-vă! Să vadă cetățenii, uitați-vă. Pentru ei suntem aici. Deci, cam asta, uite, asta înseamnă acțiune de lobby, unde vine și ni se trimite și uite, EU for animals. Deci mai important deci, sunt porci, da? Uite, EU, UE pentru animale, dar nu pentru oameni. Ați văzut? Exemplu. Da. Exact acum. Acum a venit. Mă rog, o să le iau când mă întorc, da? Da. Ca să vedeți. Continuăm parcursul. Ceea ce vedem în fața noastră, Media Center, în partea stângă, da, e Media Center-ul. Noi numim Voxbox. Am înțeles. Unde aici vom avea un interviu. Exact aici. Și în spate va fi, e un alt studio mai profesionist, să spun, făcut. Și practic de aici orice televiziune, orice jurnalist poate veni și poate prelua. Exact. Interviu, orice transmite... orice televiziune, orice jurnalist poate veni și, mă rog, printr-un europarlamentar poate închiria acest studio. Free of charge, da. Deci nu-l costă nimic, să poată să aibă interviuri cu europarlamentari. Sugestia pe care eu am făcut-o tuturor jurnaliștilor cu care m-am întâlnit, să spun, sau am colaborat în decursul acestui mandat, când doresc pot să vină la Bruxelles, cu plăcerele să știți că fac procedurile pentru a putea să ia oricare dintre aceste două studiouri și, cum am zis, nu neapărat să facă interviu cu mine, să facă cu oricine. Important este ca oamenii românii să înțeleagă ce se întâmplă aici și e important să aibă loc acest invitația, dialog. Dacă ne-ați făcut am ajuns la invitația, nu să știți că o vom întoarce cu mare drag. Ca să vedeți, în spate aici, deci asta. Vedeți, e un furnicar efectiv aici, lumea vine, pleacă, e o nebunie în spate. În spatele meu, acel hol pe care îl vedeți acolo, în stânga și în dreapta, sunt efectiv niște studiouri volante, să le spun. Adică vin reporterul, vorbesc direct de acolo, poți să ai și lumină, mă rog, tot toată e făcut foarte bine. Tot pentru orice jurnalist care vrea să transmită și să informeze corect opinia publică din țara sa, poate să vină aici să o facă, îi se pune de către Parlamentul European totul la dispoziție, doar să-și facă treaba de jurnalist și să informeze corect opinia publică. Să aibă și deontologia. Mergem un pic ca să veniți, ca să și semnez, că tocmai am zis că trebuie să merg să prezentăm exact. Exact. Ce m-ați întrebat și vă ziceam cu privire la clădirea Parlamentului, ca să vă dați seama de mărime, cam uitați-vă despre ce vorbim. Fiecare clădire, corp de clădire, țineți minte când v-am spus că era să vedea un capăt semioval. Exact. Aici, plenul Parlamentului, noi am fost undeva în partea asta cu... În locul, ca să arătăm pe hartă, exact. Dar uitați-vă, mă rog, fiecare și are... Și este defalcat... E defalcat pe etaje, pe... Vedeți? Fiecare clădire are o literă și, de exemplu, 5G2. Asta înseamnă clădirea G, etajul 5, camera 2. Am înțeles. Ca să știi unde să te îndrept. Ceea ce vedeți aici zona este de loazir, bănuiesc... Este o... Maps Bar se numește, barul europarlamentarilor, locul unde, mă rog, poți să iau cafea, poți să cutare un snack, ca să poți să stai de vorbă cu, mă rog, cu cine ai de vorbit sau ca să nu mai vii până în birou. Că și mie mi se întâmplă așa, de exemplu, unde sunt între întâlniri sau am o ședință sau cutare, nu mai am timp să urc până, ați văzut cât e de mers până la mine birou. Și acum vor întreba, pentru că deja suntem în această transmisiune, în această emisiune, de prezentarea a vieții din Parlamentul European. Cetățeanul va spune atâta forfotă, atâția europarlamentari, atâtea clădiri. Se merită sau nu se merită? Eu încerc să fiu mesagerul celor mulți. Eu zic așa, se merită dacă știi ce să faci pentru țara ta. Dacă nu, pentru țara ta nu se merită. Adică e important dacă vii aici să înțelegi toate aceste proceduri, mecanisme și să știi ce să faci ca să luți pentru țara ta. Ca o paranteză, ce vedeți aici în dreapta mea momentul de față și o să vedeți un pic mai în față. Da.
Sunt fel și fel de studii, de exemplu, pe care Parlamentul European ni le pune la dispoziție sau jurnaliștilor sau celor care vin în zonă, toate gratuite și pe diverse teme, de exemplu, unde poți să te documentezi dacă vrei să știi. Deci numai cine nu vrea nu învață aici. Și nu poate face ceva concret. Exact. Deci cine vine și spune că el n-a reușit, că n-a făcut, total fals. Nu da. Contează, poți să vii, poți să spui, ți se pun la dispoziție atât de multe lucruri pe care le poți face, doar să vrei să faci și să fii hotărât să faci. Mergem înspre și acum, da. Sala unde, mă rog, voi semna prezența Condi, ca să spun. Suntem tot la etajul 3, locul, cum v-am zis, de unde se conectează absolut toate clădirile. Aici vă întreb până ajungem la semnat, pentru că aveți această experiență și de peste ocean din America și iată, practic, suntem în inima Occidentului, da? Suntem în Europa. În inima lui, Europa întotdeauna a însemnat și România, să lăsăm da, poveștile că corect. România e o țară... Nu, e în Europa. Cum vedeți? Sunt diferențe? Cum vedeți de la ce ați trăit peste ocean la ce lucruri faceți în Parlamentul European? Sunt diferențe? Nu da. Sunt diferențe? Diferența, aș spune, da. În primul rând, relaționarea care există între oficialii din America și oficialii din Europa cu proprii cetățeni. Sistemul european este opac. Lipsit de transparență. Nu știi ce face. În America e diferit. Mă opresc o secundă ca să înțelegeți. Aici să trecem acum dintr-o clădire în alta. Da. Efectiv dintr-o clădire în alta. Deci, ceea ce vedeți aici nu e o stradă jos, dacă vă uitați, nu e o stradă. Noi încă suntem în interiorul Parlamentului European. Puteți să filmați în sus să vedeți, totul e acoperit, totul e de sticlă. Da. Unii se uită și zice, dar ce stradă e asta? Nu e stradă. E vreo stradă din Bruxelles. Suntem în interiorul Parlamentului European. Aici jos, ce vedeți acolo. A fost banc, acum mai este, dar ai bancomat, că veni de vorba de cash. Că n-a fost. Au protestat europarlamentarii și a spus, domnule, ne trebuie cash, puneți bancomat din nou, că și aici s-a scos. Incredibil. Deci e făcută cu tâlca asta. Da. Înțelegeți? Deci tot ce vedeți, în partea asta la altă, ce vedeți în fața noastră, în spatele acelui zid de sticlă, să spun, da. Acolo este stradă. Dar ce vedeți mai în spate, cealaltă clădire exact. A Parlamentului. Și birouri se văd. E imens, deci nu te pierzi, efectiv. Dacă nu ai cineva care să te ghideze. La început, da. Și revenind. Ați punctat dumneavoastră foarte bine. Alte e tipul de relație din statul ale Americii față de cetățean, față de ce de relație are oficialul reprezentantul în Europa. Exact. Cum se poate schimba asta, dumneavoastră? În primul rând, cetățenii trebuie să schimbe. Foarte interesant. Cetățenii trebuie să schimbe lucrul acesta, pentru că e necesar să înțeleagă ce putere și ce atribuții are un europarlamentar și ce ar putea să aibă. Mă opresc iară să vă explic un pic. Vedeți? Aici îi spune calendarul financiar normal. Ce înseamnă toate astea? Asta e pe 2023. Noi suntem, vedeți? Pe 7. Pe data de 8 și de 9, da. Adică mâine și poimâine, noi vom avea mini-plenară la Bruxelles. Astea, vedeți, este aici. Da. Mini-plenară, astea aici. Da. Astea la alte unde săptămânile full, cum le numim noi, astea săptămânile de Strasburg. Deci în aceste săptămâni, vedeți, în fiecare lună este câte... Vedem exact. Clar când sunteți la Strasburg, exact. Când sunteți la Bruxelles. Ei, când e săptămână din asta, aici se mută efectiv tot ca la Bălâcu de la Bruxelles, cum v-am arătat, și se mută la Strasburg și după aia se întoarce înapoi. Gândiți-vă câte costuri sunt astea. Exact. Câți bani costă, nu Europa, cetățenii europeni, noi tot insistăm și eu de când a venit, tot întreb și eu, dar nu vrea să răspundă nimeni. Dom'le, opriți nebunia asta. Cum adică noi negociem pe dosare aici și după aia ne ducem la Strasburg să votăm? E bezna minții. Da, da, așa este. Asta e Europa, da. Cum ați întrebat de diferență. De asta am vrut să punctăm și ca să explicăm, să vadă efectiv. Aici filmați numai, deci că nu o să puteți sta acolo, dar puteți filma... Încolo. Hello. Și continuăm parcursul nostru, domnule Cristian Terkeș. Exact. Dar avem o surpriză. Vom merge, ne veți dezvălui dumneavoastră, pentru că e vorba de România. Vom ajunge într-un loc. Este singurul loc din Parlamentul European unde e menționat un român.
Și o să vă fac surpriză, vă duc lăsăm, nu, la locul nu respectiv dezvăluim. Să vedeți. Dar e important și de ce scot lucrul ăsta în evidență. E un singur loc. Ori cred că România a oferit mult mai mult Europei și avem o serie de persoane pe care le putem prezenta. Hi, how are you? Christian, how are you? Good, good. Yeah, that's perfect. Totuși sunteți popular, domnule. Acum, mă rog. Cristian Tergheș, vorbesc că munca dumneavoastră, nu altceva. Bă, mai știu. Atenție, nu am regizat, ca să vă spunem sincer, călătoria noastră alături de domnul Cristian Tergheș este naturală făcută. Nu am vorbit dinainte, nu am stabilit. Întâlnirile pe care le are, saluturile pe care le are domnul Tergheș, sunt pentru că sunt colegii domniei sale. Da. Hello. Deci mergem spre... O altă clădire, că v-am zis de clădiri. Deci gândiți-vă că ceea ce vedeți în partea respectivă e altă clădire. Tot a parlamentului. Spre corpul respectiv de clădire. Exact, tocmai de-aia am vrut să venim. Gură de metro bănuiesc acolo? Sau gură de metro și de tren. De tren. Foarte interesant. Și ceea ce vedeți aici în dreapta mea este piața din fața Parlamentului European. Deci aici, de fapt, se face un arc așa în jurul acestei piețe și... Ceea ce vedeți în dreapta, să vedeți, se poate vedea intrarea principală în Parlamentul European. Deci aici e punctul zero. Punctul zero. Ceea ce înseamnă... Și hai să vă spun o chestie cu acest punct zero. Așa, vă rog. În perioada pandemiei, da. Când era chestiunea cu intratul în Parlament, da. Eu pe aici intram. Deci, veneam cu mașina, mă luam mașina de la aeroport. Da. Mă duceam parcare, urcam. Și eu, da, dinăuntru se putea intra direct. Da. Și eu nu făceam asta. Eu ieșeam afară. Așa. Făceam un ocol și intram înăuntru pe ușa principală. Era coadă, toată lumea cu certificatul verde. Înțeles. Și numai eu eram cu acest badge la gât. Mă rog, așa are fiecare europarlamentar. Da. Culoarea, după culoare îți dai seama dacă este europarlamentar sau e, mă rog, altceva, asistență. Invitat, corect. De exemplu... asistenții au culoarea asta e mai deschisă și atunci te știe acum am cei înțeles, care lucrează la securitate, te cunosc, pentru că în funcție de asta trebuie să și deschide anumite uși, poți, mă rog, face anumite lucruri. Ei, ne îndreptăm spre această zonă. Ce vedeți în stânga noastră este piața Luxemburg sau Place Lux, cum o mai numim noi. Unde o să mai fac proteste în față. Deci aici ar fi zona unde dacă mai primi nemulțumirea, poți... Exact. Și aici. Și uite, iată surpriza. Nicolae Titulescu. Puteți să-l filmați, este singura mențiune, să spun, a unui român în Parlamentul European. Gândiți-vă că foarte toate trist. Celelalte nații au nume de săli sau clădiri. Am văzut sau... Conrad Adenauer, îl văd exact, în spatele noastră, Simon Bolivar. Deci da. Simon Bolivar, care e un simbol pentru ce înseamnă Revoluția America de exact. Sud, dar noi... Atâta, dar știți ce este și mai trist, domnule Cristian Tărcheș? Că în România Titulescu nici măcar în țară nu mai este respectat. Nu mai este înțeles, dar eu cred că s-au cunoscut. Cred că e rolul nostru, a generației actuale, să readucem în fața opiniei publice aceste valori pe care și România le-a avut. Cred că de aici se vede mai bine intrarea, dacă filmați în partea respectivă, exact, intrarea în Parlament. Acolo era controlul de securitate. Stați că aici îmi atrage atenția altceva, domnule Cristian. Da, aici e un lucru interesant. O cruce în Parlamentul European. Uitați ce scrie acolo. European Cross. Crucea europeană. Iată și haideți mai aproape. O să vedeți o piatră din absolut fiecare țară a Uniunii Europene. Poți să te apropii aici. Și aici se vede piatră din România. Că ne aflăm, mai avem câteva minute, o să mergem și în sala mare de plen. Dumneavoastră aveți un program plin. Finalul acestui interviu, câteva minute. Ce putem schimba în 2024, domnule? Tot. Și cum putem schimba? În primul rând e important să se schimbe mentalitatea cetățenilor. Să înțeleagă că doar printr-o implicare concretă în viața publică, în viața civică, și asta înseamnă implicit participare la vot, pot să schimbe lucrurile în bine. Astfel e imperativă prezența cât mai multora la vot. E imperativ, în al doilea rând, votarea unor aleși în cazul de față Parlamentul European, care respectă și vor să apere suveranitatea națională și drepturile și libertățile individuale. Și, pentru că cele două merg mână în mână. Rolul statului, în fond și la urma urmei, nu este să subjuge cetățeanul, ci să-l apere, să-l respecte, să-l promoveze, să-l protejeze.
Ori dacă nu ai în acest parlament oameni care să pună pe primul loc interesul cetățenilor, în primul rând care i-au ales, și interesul statelor respective pe care le reprezintă, tot acest proiect european va colapsa. Vedeți? Nu e întâmplător că avem această cruce cu câte o piatră din fiecare țară a Uniunii Europene. Pentru că, în fond și la urma urmei, trăind în acest mozaic european, cum ați întrebat diferența dintre SUA și Europa. SUA nu este o națiune americană, nu e o națiune americană, nu este una bazată, să vă spun ce spun ideologii americani, bazată pe sânge și pe pământ, adică pe istorie îndelungată, ci se bazează pe niște valori. De aia când te duci în America, nu mai ești român-american, ci ești american-român. Că asta e ideea cu tot ce înseamnă procesul ăsta de înculturare în societatea americană. Europa e exact opusul. Nu poți șterge această identitate națională, culturală, regională, lingvistică, personală, pe care odată țările noastre și regiunile noastre le au. Acum, dumneavoastră sunteți de la Iași, din Moldova, eu sunt din Transilvania. Suntem români, dar suntem din zone, să spun, diferite. Accentul se simte diferit. Păi asta ne face să fim ceea ce suntem. Nu poți să-mi spui că sunt altceva decât ceea ce sunt. Dacă este duci în America, acolo înveți o limbă de la zero, acolo poți să spui, domnule, de astăzi ești altceva. Dar nu mai poți să spui lucrul ăsta în Europa. Ori puterea Europei stă tocmai în acest mozaic de țări, de state, de regiuni, să spun, de limbi, de cultură diferită pe care o are. Și fiecare are frumusețea ei. Ungurii au frumusețea lor, noi pe a noastră, sârbii pe a lor, chiar dacă nu sunt ungurii, tot în Europa. Bulgarii la fel, grecii. Ori e important să păstrăm asta. Orice acest curent neomarxist vrea să facă astăzi, la nivelul Uniunii Europene, e să șteargă toată această identitate. Deci, pietrele astea pe care le vedeți în această cruce, să nu mai scrie România, Malta, United Kingdom, Marea Britanie. Momentan, okay? Ci să spună Europa. Atât. Europa. UE. Păi nu e așa. UE. Nu există fără țări. Păi doar țările au creat UE, au inventat UE, Uniunea Europeană. De fapt, Comunitatea Europeană, cum era înainte, Comunitatea Oțelului și Cărbunei, după aia Comunitatea Economică Europeană. Și ușor, ușor. Ori astăzi, am făcut această incursiune un pic, istorică oarecum. Important în 2024 oamenii să înțeleagă. Alegerea. Nu-i mai despre stânga și dreapta. Am depășit faza asta. Alegerea este despre suveranitate sau vasalitate. Adică vrei o țară care să fie liberă, independentă și să-și decide propria soartă? Evident, într-o comunitate unde să te respecti reciproc, cum e UE, dar adică s-a interesul tău apărat și respectat sau nu? Suveranitate sau vasalitate? Libertate sau tiranie? Adică un stat care te respectă ca individ, ca persoană, cu drepturi și libertăți individuale sau un stat care spune, nu, domnule, eu sunt statul, cum a zis Ludovic. Letasema. Și atunci eu sunt statul și acum eu sunt Uniunea Europeană, cum zicea von der Leyen, nu? Da. Apropo de colegii, că aici suntem în Parlamentul European, să vorbim și de Comisia Europeană, Consiliul Europei. Vorbesc noastră și așa vreau să finalizez. În tot acest proces, e clar că trebuie să mergem spre Europa, spre valorile fiecăruia dintre noi, dar și spre un construct de asemenea gen. Dar și noi cetățenii trebuie să ne dăm seama de acest lucru. A cunoaște ce înseamnă Parlamentul European înseamnă și obligație din partea cetățeanului. Exact. Deci, când m-ați întrebat cum poate veni cineva în Parlamentul Tocmai European. Tocmai și a fost foarte... Oricine vine la Bruxelles într-o vizită, acum noi avem un anumit număr limitat, să spun, de vizitatori pe care putem să-i aducem asta aici. Asta e procedura, bun. Bun. Dar dacă cineva vine într-o excursie la Bruxelles, cum să sau la Strasburg, și avem sesiune la Strasburg sau suntem sau la Bruxelles. Fără probleme să-mi scrie un e-mail, nu trebuie să mă cunoască personal. Îmi scrie, bună ziua, sunt Cutare, aș dori să vizitez Parlamentul European. Îi asigurăm intrarea, echipa mea se ocupă de lucrul ăsta, iar dacă eu nu sunt, cineva din echipa mea îi va face un tur a Parlamentului să înțeleagă mai bine, pentru că e altfel când vezi lucrurile aici la fața locului. Așa când vorbești sau privești lucrurile departe din România, vă dați seama, 1000 și ceva de kilometri, 1700, 1800 până aici în Bruxelles, e departe, să spun, Parlamentul European și instituțiile europene. Când vii aici și poți să le vezi din interior, poate ți se schimbă viziunea, privirea cu privire la o serie de lucruri. Pentru că e important să înțelegem extremele care ni se pun în față în momentul de față. Vine această extremă neomarxistă și spune așa, trebuie să renunți la identitatea națională, suveranistă, religioasă, drept, exact, ca să fim sexuală. Și vine cealaltă extremă care spune, domnule, să ieșim din tot și să fim pe cont propriu. Nu se poate.
Deci, în istorie, dacă ne uităm, nicio țară nu s-a dezvoltat punându-și gard în jurul ei. Ceaușescu a făcut chestia asta. Și? Și ați văzut ce s-a întâmplat. Nu poți. Ai nevoie de relații comerciale, de relații culturale, economice, care sunt foarte ok. Până la punctul unde, dacă dumneavoastră sunteți, nu știu, rezerve, englez, da, și eu sunt român, colaborăm, dar fie dumneavoastră continuați să fiți englez, eu continuu să fiu român. Asta e ideea proiectului european. Niciodată nu s-a gândit acest proiect european pornind de la țara engleză. Hai să spunem că Anglia nu-i mai e. Marea Britanie nu-i mai unde. Francez și român. Niciodată nu s-a gândit acest proiect european unii să spună dacă se lei pe un francez și pe un român și de mâine să nu mai fie nici francez, nici român, ci să fie european. Total fals! Pentru că se va întâmpla, vă spun, că acest proiect va colapsa exact din cauza asta. Pentru că puterea acestui proiect european stă tocmai în unitatea, în diversitate. Așa a fost și un concept de la care s-a pornit. Unitate în diversitate, adică să păstrezi identitatea culturală, națională, lingvistică, toate astea, suveranistă, tot ce vrei tu, constituțională, dar suntem uniți pe teme de interes comun. Și așa și trebuie să fie. Și finalul, pentru că și aici e simbolul, domnule Cristian Terche, și România. Cât de importantă trebuie să fie România în acest concert european, dacă îmi permiteți să citez, e un titlu de carte. Auziți, pentru mine, România este cea mai importantă. Eu nu pot vorbi despre interesul european fără a lua în considerare interesul României. Asta este cea mai mare greșeală pe care mare majoritatea europarlamentarilor a zice, cu excepția mea, poate la unul, o au. Nu am mai auzit. Pentru că ei spun, domnule, interesul european, interesul... Da, domnule, dar interesul european nu poate prima interesului meu, ca nație. Ori, la un moment dat, când dumneavoastră ca francez și eu ca român avem interese care cumva poate nu se aliniază, da, și eu, auzi, se întâmplă, eu îi de înțeles. Tocmai aici ai frumusețea artei politice. De a sta de vorbă cu celălalt și de a-l convinge sau poate să mă convingă. Că vă spun un lucru. Eu sunt acum în grupul conservator. Da. Sunt cel mai de dreapta, dacă e până acolo, pe chestiuni sociale, din astea, deci tot ce înseamnă. Dar sunt momente unde, dacă văd un amendament bun care vine de la partea opusă ideologic, de stânga, să spun, eu o votez. De ce? Că e amendamentul bun. Pe mine, în fond și la urmă, mă interesează să meargă bine proiectul european. Nu neapărat să fie ideea mea cea mai bună. Că nu, frumusețea democrației e că ai idei din mai multe părți și ideile acestea bune trebuie puse în comun și în comun agreat care e cea mai bună și aia pusă în practică. Nu, că numai ideea mea și dacă nu e ideea mea, atunci nu, nimic nu se întâmplă. Nu e așa. Cred că e importantă pentru asta avea și o maturitate politică. Umană, până la politică, umană. Pentru că sunt mulți, de unde a venit amendamentul? De la cutare, atunci nu susțin. Numai că vine din partea aia. Nu e așa. Corect. Și cei care sunt de stânga și care sunt de dreapta au viziunile lor, nu agreie în tot timpul. De exemplu, sunt poziții ale unor colegi din propriul meu grup, pe care eu nu le susțin. Pentru că, vedeți, ai colegi din diverse țări, poate ei au un interes național care e diferit de al meu. Da. Okay? Sunt unii, de exemplu, care spun că poate Schengen nu ar trebui să se extindă. Alții spun că UE n-ar trebui să se mai extindă. Okay? Ce faci? Eu am interes pentru Republica Moldova. Da. Ca Moldova să fie parte din Uniunea Europeană, nu? Ca să-i ajut să totuși să-i rup din ghearele fiarei, exact, sovietice, nu? Ce faci? Vorbești cu oamenii, le explici că de fapt nu e oameni în țară. Dar asta tot ține de arta politicii. Asta e politica aia politică, nu? Și făcută pentru, exact, făcută pentru oameni. Repet, pentru oameni. Și ajungi la punctul ăsta unde îți înțelegi interesul tău, înțelegi și a celuilalt și după aia găsești încerc formula. Să pendulezi. Asta. De la asta, gândiți-vă, de aia e important și îi invit pe cei care ne urmăresc și vin în această vizită la Bruxelles, exact cum stau cu dumneavoastră, să știți, stau cu fiecare grup și explic că îmi iau 2-3 ore și astăzi voi avea un grup. Vă 2-3 ore voi sta cu ei, unde să le explic exact lucrurile astea și o să vadă și cine au fost președinții Parlamentului și cutare. Pentru că gândiți-vă cum a fost Europa după al doilea război mondial. Milioane de morți în spate, nu vorbesc numai de Holocaust, vorbesc de, gândiți-vă numai în Germania, în Franța, câți oameni au murit. Belgia, dacă bun, no, pune-te acum pe oamenii ăștia, care până în 1945 s-au omorât reciproc. Ca în 1950, în 5 ani, oameni buni, 5 ani în perspectivă istorică, ce, nimic. Ce a însemnat al doilea război mondial? Germania și Franța. Exact. Da. Lideri politici, o să vedeți, o să vă duc să vedeți acești lideri, imaginele lor, acești lideri politici, oameni politici, bărbați de stat, au reușit să se pună la masă unul francez, unul german, unul italian și să spună, e important să găsim o formulă de a ne reconcilia, nu numai să ne iertăm, să ne reconciliem, care e mai mult decât iertare. Și aici vin
în discuție valorile creștine. Pentru că acești oameni care erau creștini practicanți, unii catolici, unii protestanți, că așa a fost, da. Nu? Din păcate, noi în Est eram sub ocupație sovietică la momentul ăla, nu ne-am putut aduce aportul atunci la acest proiect european, dar putem să-l facem astăzi. Valoarea noastră, ca și țări, să spun majoritar ortodoxe, și o să vă spun eu, persoană care nu e de religie ortodoxă, e fundamentală în acest construct. Pentru că e important ca viziunea noastră asupra lumii, asupra Europei, asupra statului, să-l aducem în acest construct, în această discuție, să ni se audă și vocea noastră. Că nu s-a auzit până acum. Asta e frumusețea artei politice, să spun, și a acestui proiect european. Și revenind, gândiți-vă că după al doilea război mondial, acești oameni care au stat împreună la masă, cu 5 ani înainte, se luptaseră, se omorâsere reciproc. Erau în tranșei și exact. Pentru că e mai bine să te lupți politic decât militar. Și vedem acum. Se vede acum. Și avem câte războaie deja, uitați-vă, într-un an jumate. Ucraina, Israelul, situația e tulbure și prin Balcani. Da, dar nu uitați de Siria. Bun, aia... A fost acum câțiva ani, dar mi se pare că e îndelungat. Știți, ca o concluzie, suntem, aș spune, într-una dintre instituțiile cheie ale proiectului european. În 2024, fiecare român are șansa unică la 5 ani de a-și trimite 33 de reprezentanți. Doar atât are România. Nu mai mulți, nu mai puțin. 33 de reprezentanți în Parlamentul European. Întrebarea pe care fiecare ar trebui să-și o pună, pe cine trimit? Pe cine trimit? Pe aia iau. Să lupte pentru ei sau să doarmă pentru ei? 5 ani. Alegerea ia lor. Mulțumim mult, domnule Cristian Terheș. Mulțumesc și eu. Bezei Life, dragi români, pentru că ne adresăm românilor nu doar din țară și din străinătate, va explica domnul Cristian Terheș. Rămâne să vedeți dumneavoastră, să ne urmăriți și să trageți concluzii. Eu cred că domnul Cristian Terheș a fost foarte clar în ceea ce a spus. Numai bine!